Da, în aer liber avem. Dar, spre de exemplu, avem în municipiul Botoșan și în municipiul Dorohoi două piețe acoperite, care le vom închide. Trebuie să fim o alternativă pentru acei producători agricoli care, efectiv, îi punem în situația în care, de luni, nu mai au unde să-și desfacă produsele. Avem piața centrală. Da, acolo o parte o avem în exterior. Piața Viilor, totul este în interior. Piața de la Dorohoi tot este în interior. Piața de la Săveni este în exterior. Acolo, da. Piața de la Taraban este parțial. Și în interior și în exterior. Piața de la Flămânzi este în totalitate în exterior. Dar cred că am putea găsi o soluție și pentru... Trebuie să fii propuneri, dar ai indicat această problemă. În calitate de specialist în Ministerul Culturii, vin cu o propunere pe care să o poată pune în aplicare toți administratorii publici ai piețelor. Așa, pur și simplu, se ridice o problemă fără să fie cu nicio soluție, mi se pare așa puțin hilar. Zic care e soluția la care te-ai gândit asta. Să-i scoatem în exterior. Foarte bine. Deja există excepția, dar numai asta mă gândeam la altceva, nu neapărat să-i scoatem în exterior. Dacă tot ai ridicat o problemă. Ne-am învățat să ridicăm problemele în calitate de conducători de instituții, fără să venim cu soluții. Dar am găsit soluții. Ce ai găsit soluția, îi scoți afară pe excepții și când mingi, ce faci? Sperăm să vinim. Spune-mi ce sperăm. Sperăm să reducem indicele de infectare ca să reușim să intrăm înapoi în piețe. Colegii mei o să muncească în următoarele 3-4 zile. O să dăm amenzi ca să reușim deja să vedem, ne-a scăzut numărul. Oamenii au înțeles că trebuie să poartă mască ca să reușim, într-adevăr, să reducem cel puțin numărul celor care se pozitivează. Am văzut. Nu, dar eu spun că am observat de foarte mult timp chestia asta. Și directorii spitalei vin și vă atrag atenția. Vă spun, nu atrageți atenția. Găsiți soluții. Că de aia sunteți la conducerea unităților și luați salarii. Și facem în exterior. Păi da, în exterior deja sunt scoși. Păi nu, dar piața Viilor, piața din Dorohoi. Păi da și nu. Uite, fă o adresă din partea Ministerului Culturii către administratorii piețelor în care îi dai soluții. Și o treci cu la mine, să o văd și eu. Am zis bine? Dacă vreți, vă vorbesc. Vă rog, această propunere s-a trebuit în concurență cu legislația trebuită la nivelul Comitetului Național de Urgență. Dacă problema, la nivelul Ministerului, ar fi expus-o persoana autorizată, cu siguranță nu ne regăseam în situația asta. Și pot să mai intervin eu. Întrebăm în alt timp colegi. Spune mie ce vinzi tu în interior, în afară de hala de carne, dar și hala de producție lactate, care într-adevăr sunt o problemă. Dacă tot vrei să punctează ca specialist, în care spune care sunt exact domeniile în care avem probleme. Păi acolo, cei care vând zarzavatul la conservă să-și facă o treabă afară și să scoată afară. Dar e hala de pește, hala de carne. Dacă ți-am spus eu. Nu, dar e vorba de în piața centrală. Da, dar vezi că n-ai punctat, în loc să ai indicat pe mingea la fel. Hai, vină cu soluții, ne-i de asta așteptăm.